Bine v-am regăsit la Info Capital. Iată principalele titluri ale ediției. Reprezentanții administrației publice locale din municipiul Petroșani aniversează 90 de ani de la înființarea primului consiliu local. La final de semestru vine și vacanța, timp de o săptămână școlarii vor sta departe de băncile școlii. Și căței au pensiunea lor. În municipiul Deva s-a amenajat un spațiu special unde animalele de companie sunt tratate ca în saloanele de lux din marile orașe. Și acum știrile pe larg. Bugetul Consiliului Județean Hunedoara a fost votat vineri de către consilieri, valoarea acestuia fiind stabilită la suma de 128,73 de milioane de lei. Banii urmează să fie folosiți pentru mai multe proiecte de investiții din domenii cum ar fi sănătatea, reabilitările de drumuri sau cofinanțarea unor proiecte europene importante pentru județ. La capitolul de buget au fost prinși banii pentru studiile de fezabilitate la obiectivele de investiții din Valea Jiului, respectiv la parcurile acvatice, ce se doresc a fi amenajate la Petroșani și Lupeni în sumă de câte 40.000 de lei fiecare. De asemenea, pentru achiziționarea studiilor de fezabilitate pentru liniile de troleibus Petroșani-Urican și Petroșani-Petrila, s-au realizat prognoze bugetare în sume de 76.000 de lei și respectiv 40.000 de lei. În ceea ce privește conlucrarea Consiliului Județean cu asociațiile Prostraja și Mândra din Parâng, s-au cuprins în buget câte 20.000 de lei pentru dezvoltarea celor două masive turistice. În asociere cu Prostraja se are în vedere realizarea unui plan de dezvoltare pentru obținerea fondurilor europene. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, consideră că este un buget echilibrat, buget la care au lucrat toți cei care fac parte din conducerea acestei instituții. Am încercat să ne încadrăm în limitele lui. Să facem și investiții, să avem grijă și de cultură, și de sănătate, și de învățământ, de absolut toate domeniile care sunt în subordinea Consiliului Județean și care Consiliul Județean are obligativitatea sau obligația de a le susține. Din suma de circa 130 de milioane de lei, 73 de milioane sunt bani destinați școlilor și învățământului special. În bugetul pe anul 2014 a fost inserat și excedentul rămas din anul 2013. Consilierii petroșeneni au votat bugetul pe anul 2014. Suma aprobată este de circa 59.000 de lei. În cadrul ședinței de Consiliul Local de la Petroșani a fost aprobat bugetul localității pe anul 2014. Anexa numărul 1, care se referă la bugetul local detaliat, a venitul pe capitole și subcapitole și la cheltuielile pe capitole, titlurile articole de cheltuire, subcapitole și paragrafe pentru anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Totalul de venituri este de 58.853 de lei. Veniturile proprii sunt în sumă de 30.786 de lei, iar veniturile curente de 58.677 de lei. Obiectivele de investiții propuse pe anul 2014 sunt reprezentate de lucrările care trebuie finalizate în cuantum de 5.400 de lei în total, lucrările noi în valoare de 3.000 de lei și alte cheltuieli de investiții și achiziții de bunuri în sumă de 1.000 de lei. Aceste obiective se referă la cele cu finanțare integrală din bugetul Consiliului Local al municipiului Petroșani. În ceea ce privește estimarea bugetului pe anul 2015, acesta se ridică la valoarea de 237.344 de lei, iar pe 2016 totalul de venituri este estimat la 93.669 de lei. Sute de cazuri de pneumonie în județul Hunedoara. Temperaturile scăzute din ultima perioadă au dus la o creștere a numărului de persoane diagnosticate cu infecții respiratorii. În doar o săptămână, incidența cazurilor de infecții respiratorii a crescut. Totuși, există și o veste bună. Conform reprezentanților DSP Hunedoara, față de aceeași perioadă anului trecut, au fost înregistrate mai puține cazuri de boli de sezon. Au fost înregistrate un număr de 1147 infecții acute respiratorii, din care 575 de pneumonie. Față de săptămâna anterioară, de raportare, când au fost raportate un număr de 1000
92 de infecții acute respiratorii și 624 de pneumonii. Unul dintre motivele pentru care sunt mai puține persoane bolnave de pneumonie față de anul trecut este faptul că majoritatea hunedorenilor au fost imunizați cu vaccinul antigripal, deoarece Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi scăzute în continuare. Medicii recomandă oamenilor să se prezinte la medic imediat ce observă primele semne de răceală pentru administrarea unui tratament adecvat. De asemenea, se recomandă o imunizare pe bază de vitamine și pe cât posibil să evite ieșitul din casă fără îmbrăcăminte corespunzătoare sezonului rece. Consiliul Roșani, la acest aniversar, consilierii sărbătoresc 90 de ani de la înființarea acestui for decizional pentru comunitatea locală. Cu acest prilej, consilierul local Valeriu Butulescu a dorit să adreseze câteva cuvinte colegilor săi prezenți la ședința de consiliu. Vă felicit pe dumneavoastră, domnul consilier, pe foștii consilieri aflați într-o viață, pe cei care au fost și nu mai sunt, pentru că autonomia locală, exercitată în primul rând prin activitatea primarului și consiliilor, este poate forma cea mai importantă de exercițiu a democrației într-un stat de drept. Vă mulțumesc! Consiliul local este autoritatea administrației publice locale. Consiliile locale ale comunelor, orașelor, precum și ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt compuse din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legea privind alegerile locale. La Petroșan, prima ședință a consilierilor a avut loc în anul 1924, iar de atunci și până astăzi, sute de cetățeni au avut posibilitatea de a face parte dintr-o echipă cu putere de decizie pentru cetățenii petroșeneni. Încă o persoană înșelată telefonic în județul Hunedoara. O bătrânică din municipiul Hunedoara a virat unor persoane necunoscute numai puțin de 24.000 de lei. Când și-a dat seama că a fost înșelată, era deja prea târziu, suma de bani fiind virată în conturile infractorilor. Înșelătoriile telefonice continuă în județul Hunedoara. De această dată, metoda aplicată de infractori nu a mai fost aceea a accidentului, ci a marelui premiu. Suspecția a apelat persoana pe telefonul fix, vorbim despre o persoană mai în vârstă din municipiul Hunedoara. I-au promis faptul că dacă aceasta va vira o sumă de bani în contul acestora, va câștiga un premiu valoare de 10.000 de euro și un autoturism de teren. După ce le-a virat tâlharilor în două tranșe, aproximativ 24.000 de lei, bătrâna și-a dat seama că a fost păgubită și a anunțat imediat poliția. La urmare s-a adresat polițiștilor cu o plângere privind infracțiunea de înșelăciune. În momentul de față, polițiștii au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări în vederea identificării autorilor. Polițiștii avertizează cetățenii de pe raza județului să nu înstrăineze bunuri personale și să nu vireze bani în conturi unor persoane necunoscute, deoarece pot cădea pradă acțiunilor de înșelătorie, practicate tot mai des în ultima perioadă. Elevii și preșcolarii au intrat de astăzi în vacanța intersemestrială. Aceștia se vor întoarce în bănci peste o săptămână. Această perioadă este binevenită pentru elevii din clasa 8-a, care au timp în aceste zile să recapituleze materia. Asta deoarece aceștia vor susține simularea pentru evaluarea națională. Astfel, în 18 februarie este programată proba la limba și literatura română, iar o zi mai târziu cea de matematică. Dacă în județul Hunedoara elevii au venit la școală până în ultima zi, în mai multe localități din țară, școlarii pot spune că au luat vacanța mai repede. Și asta deoarece temperaturile în țară au fost foarte scăzute, iar în multe regiuni a fost declarat chiar și cod roșu de ninsoare. Din acest motiv, multe școli și-au închis porțile cu aproximativ o săptămână mai devreme. Următoarea vacanță, cea de primăvară, va începe pe 11 aprilie. Elevii se vor întoarce la ore imediat după Paște pe 23 aprilie. Mai mult, în perioada 7-11 aprilie, elevii vor fi prezenți la școală în cadrul programului Școala Altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun, unde vor derula o serie de activități cultural-educative. În cadrul ședinței de Consiliu Local din Hunedoara, consilierii au ridicat problema caselor construite în hăjdat. Consilierii locali de la Hunedoara au cerut explicații privind măsurile care se iau împotriva celor care construiesc clădiri fără autorizație sau fără să plătească impozite. Fără ai o autorizație, ai o construcție executată fără autorizație, tot legea prevede ce se poate face în această situație. Iar unul dintre
posibilitățile prevăzute de lege este demolarea construcției. Singura posibilitate. Singura, n-am vrut eu să o spun. Este singura modalitate, dar demolarea acelei construcții. Dar dacă nu se iau măsurile de rigoare, vor continua în același trend. Consilierii se tem că persoanele care au case pe dealul Hășdatului vor continua să construiască imobile fără autorizații. Din luna octombrie anului trecut, autoritățile locale susțin că au demarat proiecte privind disciplina urbanistică în Hunedoara. Am demarat cu Uniunea Arhitecților din România, filiala Hunedoara, am demarat un proiect de hotărâre în legătură cu disciplina urbanistică și arhitecturală în Hunedoara, care cu ajutorul dânșilor o să vi-l supunem dumneavoastră spre hotărâre, astfel încât cu cât mai curând să nu mai existe în municipiu construcții care nu se supună unor anumite reguli arhitectonice. Mai exact, reprezentanții primăriei spun că cei care au acele construcții plătesc parțial dările către stat. În această perioadă, autoritățile sancționează proprietarii care dețin imobile fără a avea acte doveditoare în acest sens. Asta pentru a împiedica pe viitor construcțiile ilegale. Pensiune pentru căței la Deva, pentru că tot mai mulți hunedoreni aleg să-și iau un animal de companie, dar mulți dintre ei abia după ce ajung stăpâni și dau seama la ce s-au înhămat, în municipiul Deva s-a deschis o pensiune pentru patrupede. La această pensiune, animalele de companie sunt cazate, hrănite și îngrijite până când stăpânul apare să-și ia cățelul acasă. De ceva timp am introdus și noi programul Cum ar veni de grădiniță pentru căței, astfel un program mai scurt, numai 24 de ore, 8, 10 ore, 12 ore, depinde cât are proprietarul nevoie. Pentru, deoarece viața cotidiană acum este destul de aglomerată și atunci încercăm și noi să ajutăm cum putem. Îngrijirea unui animal de companie nu este extrem de costisitoare, dar nu se rezumă doar la bani. Dacă nu e scos la plimbare măcar o jumătate de oră, patrupedul își va folosi energia, distrugând bunuri din locuință. În timp, tot acest timp, animăluțele sunt supravegheate, cât timp sunt lăsate la noi, sunt consultate de medici, iar personalul nostru le oferă un anumit orar. Ce înseamnă orar? O plimbare, un ușor dresaj, chestiuni de bază și, logic, socializarea între ei, deoarece ne dorim ca animale să fie sociabile, să nu prezinte agresivitate cu alte animale. Pensiunea de căței aparține de Spitalul Veterinar din Deva. Aici animalele pot fi cazate atât în regim de grădiniță, adică să fie aduse dimineața și luate după amiază, dar și pe termen mai lung în regim de pensiune. Capacitatea acestei pensiuni pentru animale avem împărțit în două categorii, animale mari și animale mici. Pentru câinii de talie mare avem 4 locuri însemnând țarc interior cu țarc exterior ca să poată să iasă și facă nevoie și tot ce-și doresc, iar pentru cei mici avem iar o capacitate în jur de 9 locuri. Astfel, dacă doriți să vă aduceți animăluțele la această grădiniță, trebuie să știți că puteți fie să le aduceți dumneavoastră hrana, fie să o primească de aici. În funcție de acest lucru, dar și de talia animalului, se stabilește și taxa pe care o veți plăti. Mai trebuie să știți și că animăluțul dumneavoastră poate fi adus la grădiniță dacă a împlinit vârsta de 6 luni. Consiliul Național al Audiovizualului a decis joi să nu prelungească licența pentru postul de televiziune Taraf TV. De asemenea, acesta a fost sancționat cu 15.000 de lei pentru difuzarea unor videoclipuri care nu respectă legislația. Licența televiziunii care difuzează manele și muzică de petrecere expiră în 15 februarie. Pentru prelungirea licenței Taraf TV au votat doar 5 membri ai CNA, iar pentru ca postul să poată difuza în continuare este nevoie de votul a 6 membri. Honoriu Sprigoană, acționarul majoritar al societății Real Top Media TV SRL, care deține Taraf TV, a declarat că va contesta hotărârea. CNA și-a motivat decizia prin faptul că postul TV a difuzat mai multe videoclipuri muzicale transmise în lunile septembrie, octombrie, decembrie
decembrie 2013 și ianuarie 2014, care au avut un conținut nepotrivit în raport cu ora de difuzare. Videoclipurile muzicale au încălcat câteva prevederi legale. Una dintre ele este difuzarea în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Transmisiunea acestora se poate face numai dacă, prin anumite metode de codare, minorii nu pot vedea sau auzi emisiunile respective. De asemenea, un alt articol de lege prevede faptul că nu pot fi difuzate între orele 6 și 23 producții care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen. Iată acum principalele știri din sport urmate de prețurile carburanților în Valea Jiului. Bun găsit la buletinul de sport. De la finalul acestei săptămâni, sportivul Bogdan Iurea de la Inter Petrila va merge la campionatul mondial de popice din Cehia la juniori. El a declarat că are două obiective în acest an, o medalie în Cehia și una la campionatul național. Echipa de Liga a 4-a Retezatul Hațeg are ca obiectiv în continuare promovarea în Liga a 3-a. Obiectivul rămâne la fel după ce Consiliul Local împreună cu doi oameni de afaceri au ajuns la un acord pentru finanțarea echipei. Echipa de handbal juniore 1 a CSS Petroșani, antrenată de Edith Mileti, va juca în etapa a treia a returului seriei în deplasare la Sâni Nicolau Mare. Fetele CSSP-ului speră într-o victorie după semieșecul pe teren propriu din etapa trecută. Zăpada căzută în ultima vreme în Baranga a reaprins speranțele pentru competițiile de iarnă din masiv. Astfel, în această lună va avea loc o întrecere pe două secțiuni, pe timp de noapte, alergare montană și schi de tură. La fiecare final de săptămână, InfoCapital vă arată prețul carburanților la stațiile de profil din zona noastră. Astfel, benzina Euro 95 poate fi achiziționată cu prețuri între 5 lei și 69 de bani pe litru de la stația Baril Lupeni și 5 lei și 81 de bani pe litru de la stațiile MOL și OMV, în timp ce prețul motorinei variază între 5 lei și 92 de bani pe litru la stația Baril Lupeni și 6 lei și 5 bani pe litru la stațiile MOL și OMV. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru luni 3 februarie un curs al euro de 4,49 lei de bani, al dolarului american de 3,31 lei de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,46 lei de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,48 lei de bani, iar la vânzare de 4,53 lei de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,26 lei de bani și se vinde cu 3,34 lei de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,34 lei de bani, iar la vânzare de 5,50 lei de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine, deși valorile termice vor marca o creștere, vremea se va menține rece pentru această perioadă, îndeosebi în regiunile extracarpatice. Mai ales dimineața și noaptea, pe spații restrânse, va fi ger în centru, sud și est. În sud-vestul, sudul și estul țării, cerul va fi noros și local va ninge. În restul teritoriului, norările vor fi temporare, vântul va avea intensificări în sud-vestul, nord-estul țării și la munte și pe arii restrânse în celelalte zone. Noi, în Valea Jiului, vom avea o maximă de minus 1 grad Celsius, minima de minus 3, probabilitatea precipitațiilor va fi de 0%, iar vântul va sufla cu 2 km pe oră dinspre sud. Duminică, în sudul, centrul și estul țării, vremea va fi rece, local geroasă dimineața și noaptea în Moldova și Transilvania. În sud-vestul, sudul și estul țării, cerul va fi mai mult noros și local va ninge. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, temporar vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, sudice, în zona montană înaltă și pe arii restrânse în rest. În Valea Jiului vom avea o maximă de minus 1 grad Celsius, o minimă de minus 2, iar probabilitatea precipitațiilor va fi de 15%. Luni, în sudul, estul și centrul țării, vremea se va menține rece, local geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în sudul și sud-estul teritoriului, unde pe arii restrânse va ninge slab. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului, Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, dar și pe crestele montane înalte. În prima zi a săptămânii viitoare, în Valea Jiului, vom avea o maximă tot de minus 1 grad Celsius, minima va fi de minus 3, iar probabilitatea precipitațiilor va scădea până la 10%. Acestea au fost informațiile despre vreme. Un weekend cât mai plăcut. La revedere!
Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri InfoCapital. Mă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.